când împăratul tău vine la tine, neprihănit prin harul Domnului, Iisus aducea iertarea omului, umil și lepădat de sine. Ajută-ne, o miel divin, la fel cum tu plânt și smerit, mergeai călare pe asin, pe drumul din Ierusalim. Și noi supuși până la sfârșit, să te slujim necontenit, pentru că ne-ai noi supuși până la sfârșit, să te slujim necontenit, pentru că ne-ai iubit. S-au împlinit, străpuns era pentru ale noastre rele, fiind ca așa de mult el ne-a îndrăgit, în groaznice chinuri muri răstignit, păcatele să ni le spele. În viața asta cât trăim, dorim a fi cum tu erai, vrem inima să-ți dăruim, urmași evlavioși să fii. Doamne, cu tine lumea-mi plăcai, pe cruce când greu pătimeai și ne răscumpărai. Doamne, cu tine lumea-mi păcai, pe cruce cât greu pătimeai și ne răscumpărai. Gura de loc nu și-a deschis, deși în trup avea mare durere. Profeții în cărți adevărat au scris, că pentru a ne duce iar în paradis, așa trebuia să sufere. Povara noastră a luat, iar boldul morții l-a înfrânt. A treia zi când a înviat, apoi în slavă s-a înălțat. Veșnic fi lăudat cu avânt, o Tată, Fiu și Duh Preasfânt, în cer și pe pământ. Veșnic fi lăudat cu avânt, o Tată, Fiu și Duh Preasfânt, în cer și pe pământ.